Te-ai gândit vreodată să-ți faci o intervenție estetică? Crezi că m-ar salva? Nu știu, mă gândesc să-ți tragi fața. Eu nu știu, am văzut niște domne așa pe care știam așa și brusc la un moment dat sunt așa, nu știi? Știu, mă, și nu. Sunt și vesele așa, știi? Adică tot timpul au ochii mici. Crezi că mi-ar folosi? Adică așa... Zici că mă trebuie. Nu te întrebi, de exemplu, uite, citeam acum o știre. Doamna Elena Merișoreanu a suferit 3 noi intervenții la față într-o singură zi. Așa îi trebuie. De ce? Păi dacă și-a dorit, presupun că n-a luat-o nimeni cu forța. N-a luat-o nimeni cu forța. Păi atunci... Dar astea stâmpenii, mă. Băi, când văd femei care își pun silicoane în țâțe, în buze, în cur, în fund, așa, așa. În toate zonele pe care ți le... poți imagina mai mult sau mai puțin apte de a primi aceste așa. Silicoane, nu? Aceste chimicale, sau cum să le numesc eu, chestii sintetice, mă întreb la ce folosește. Pentru că eu dacă, de exemplu, îmi place sau văd o femeie care e drăguță, care e aspectoasă, care nu știu ce, și mă gândesc că dacă pun mâna pe țâță și fac așa, sunt niște baloane înăuntru acolo care se plimbă, mai bine mă lipsesc. Nu mai vrei, bine, mai tu vrei bine. Să joci, nu vrei cu baloane, că trebuie să nu știu, baloane. Tot ce e fals, sintetic, artificial, că trăim în epoca asta, da? Da. Toată lumea caută lucruri excentrice, ieșite din comun, da, și care nu au, scuză-mă că stau cu spatele. Cred că există o limită. Am văzut oameni care își propun să devină alții, adică altfel, să arate altfel. Să nu mai aibă niciun fel de legătură cu ce erau. Să nu fie bine pe interior, la asta mă gândesc. Și de-aia tot caută să... Și bine, denotă clar o instituție. Pe interior în cap, presupun, sau unde? Tu ai silicoane? Au o stabilitate. Tu ai silicoane? Iartă-mă că te întreb. N-aș putea acum. Așa, eu am o intervenție. Nu. Dar îți dorești? Ai vrea să pari altfel? Nu, eu sunt mulțumită așa cum sunt, dar nu spun nou intervențiilor chirurgicale, pentru că atunci când nu ești bine cu tine, cred că este bine să... Da, da. Problema e că la un moment dat să nu fii prea... Când exagerezi. Prea mult bine, prea mult rău cu tine și ajungi să nu mai fii aceeași persoană. Adică, pui cam bancul ăla. Nu știi pe ăla că la un moment dat o femeie are un accident și Sfântul Petru zice, n-am gândit, trebuie să mai trăiești. Și o aduce pe pământ. Și zice, poți să mai trăiești încă 30 de ani. Și femeia se bucură, mai are 30 de ani trăit, își face operații, trage și la un moment dat, două zile mai târziu, pac, accident de mașină și moare. Și se duce la Sfântul Petru. Sfinte Petre, de ce m-ai luat? Nu te-am recunoscut să nebunesc. Deci, da. Hai să vă spun, după părerea mea, eu nu sunt nici foarte, cum să spun eu, conservator în sensul că nu accept lucruri care se pot întâmpla la figura unui om, a unei persoane, la corp, la nu știu ce. Adică am văzut liposucție, chestii de-astea care te-au făcut mai slim, mai nu știu ce. Bă, da, să încerci... Observați și la bărbați, ai observat că, de exemplu, omul care a ieșit după 4 ani de pușcărie, cel mai întinerit din lumea asta, este Cristi Borcea. Acum este în primăvara vieții lui. Plus 9 copii, te-a bătut... Da, da, și Cristi a avut până și în pușcărie o viață avut în mai lejeră. Dar să știi că noi am observat la dosarele VIP, este singurul om care a intrat, când a intrat în pușcărie avea 4 copii și când a ieșit are 9. 5 copii, îți dai seama ce livrare? Deci eu ca să mai fac 2-3 la pușcărie sau da. Cum ce să înțeleg din chestia asta? Nu, mă, întreabă și pe Lunga, că nu-i după capul tău. Nu, Lunga are grijă de mine, nu face ea niciun fel de... Dar nici nu cred că și-ar dori să arate altfel decât arată, că arată foarte bine. Și deci, păi da. Nu, ea despre tine? Bun, deci, uite, nu știu dacă avem regia, dacă avem această fotografie, că sunt fete care, sigur că sunt frumoase și de la Dumnezeu, poate trebuie făcute 2-3 mutări, dar de la un moment dat ajung să fie chiar alte persoane. O știi pe Margherita de la Clejea? Cum să nu știu, mă, nu-i țigată. Hai să te arată cea mai recentă fotografie cu Margherita. Ia. Una, două, trei și hai că bagă regia, hocus pocus preparatus. Dă-i hăi, dă-i... Ia. Urâtă. Nu, mă, dar eu... Băi, arăta foarte bine, când eu știu, de când avea 4-5 ani. Nu mai vorbesc de acum, când e adolescentă. Bă, să vrei să strici fața, pentru că ea nu și-a îmbunătățit cu nimic. Ea a devenit un fel de păpușe. Problema e că toate sunt, vreo 3-4 sunt la fel pe București. Surioară, nu vă supărați pe mine, fraților. Deci eu nu sunt un om ăsta nebun cu fixuri. Bă, dar când vrei să-ți faci o chestie care este necesară,
Nu că ți-o faci că e la modă. Da. Păi, sunt oameni care au probleme, au avut un accident sau, nu știu, s-au transformat urât. Atunci poți să faci corecții. Dar să faci doar așa ca să arăți ca o... Adică... Nu vreau să mă pronunț. Da, aici... Mă gândesc că e și filtru folosit. Știi că e o fată frumoasă, dar că toate fetele folosesc... E filtru nefolosit aici. Dar de ce? Pentru că vor să tindă spre perfecțiunea aia. S-a tot promovat ideea de femeie. Eu nu înțeleg chestia asta. Asta e o fată care muncește și care nu are nevoie de atâtea filtre. Eu înțeleg că Loredana Chivu aia are nevoie de filtru, că asta e treaba ei. Ea trebuie să vândă corpul și imaginea ei. Fata asta își vinde vocea. Dacă era vreo pocitanie, sunt convins că ar fi fost nevoie și presupun că ar fi încurajat-o și... Nu, domne, nu mai este. Ce să mai vorbim? Nu mai, e altcineva. Nu vreau să se supere nimeni pe mine, dar eu nu știu... Tu o știi pe Ioana, da? Da. Ioana nu că n-a încercat. Cred că nici nu i-a trecut în cap vreodată să arate... Hai, lasă că a ajutat-o și Dumnezeu, n-are nicio treabă. Dar vrei să spun ceva? Sunt fete care sunt frumoase și la un moment dat încep să-și bage una alta din... Dar motivul pe care... Și nu se mai pot opri. Dar pe care îl invocă motivul, care este motivul? Turma, pur și simplu, că se ia după turma. Păi și tu în loc să fii deosebită sau diferită, nu tu vrei să fii la fel ca... Nu se mai văd, sunt nemulțumite, ele sunt nefericite probabil. Uite, ne zice fata asta că nici eu nu înțeleg exact de ce te duci după turmă. Că dacă eram după turmă, nu eram turmă, nu eram nimeni pentru pe lumea că... asta. Turma, adică în general, un bărbat, mamă ce frumoasă e fata aia, care este siliconată, care este în fel și tunată. Cum să zic un bărbat aș poate, un labagiu? Și atunci cealaltă fată care este aici, frumos, care este normală așa, așa. Și foarte frumoasă, spune, a, deci aia este perfecțiunea, trebuie să fiu așa. Draga mea, eu sunt convins că orice femeie, indiferent cât de pregătită sau de, mă rog, nepregătită e, într-un moment în viață se gândește că poate ar trebui să nu se mai vadă ridurile astea sau să, nu știu, e nasul prea mare și trebuie să facă o operație estetică. Bă, da, să umbli după un chici, pentru că tot ce se vede acum fetele astea arată ca un chici. Adică nu mai e nicio deosebire. Toate sunt la fel, toate au botul ăla care nu ți inspiră nimic. Eu mă feresc când văd un bot de ăla, eu fug. Există sincer, una... adică iartă-mă, nu vreau să fiu vulgar. Auzi, dar vrei să spun o femeie ce... trebuie să arate cum a lăsat-o Dumnezeu. Șeful, șeful. Cu reparațiile, stai-mă puțin. Cu reparațiile pe care trebuie nu să le facă dacă între timp intervine ceva. Adică nu spuneți nu intervențiilor chirurgicale atunci când este cazul. Da, evito, când e nevoie și când e cazul și când, să zicem, treci de 40 de ani și ți se întâmplă niște deformări. Nu? Atunci poți să intervii. Cu toate că nici atunci nu cred. Dar mă rog, asta dacă ar fi... ești mulțumit cu tine, cred că ești ok și cu ridul care apare. Na, e de acord. Se pare normal. De acord. Avem câteva femei care sunt foarte frumoase și ridurile chiar le fac interesante pentru că fiecare vârstă are frumusețea ei. Dar să vrei la 50 de ani să arăți că la 20, mie mi se pare o extravaganță.